Ne așteaptă o partidă dificilă. O partidă în care, chiar dacă Petrolul este favorită sau se consideră favorită, noi vom merge la Ploiești să ne jucăm șansa și, bineînțeles, să ne întoarcem cu un rezultat pozitiv. Petrolul e cu puțin umflată după prima etapă? Nu. Nu este umflată. Este, eu știu, laudele și le-a meritat pe deplin, fiindcă a câștigat prima etapă cu 6-2. 5-0. Sau 5-0. Pardon. Pandurea a câștigat cu 6-2. O echipă care a făcut un prim joc foarte, foarte bun. Trebuie să fim atenți și să, cum am spus, să ne atingem noi obiectivul. Chiar dacă au jucători valoroși care pot face diferența, eu mă bazez în grupul pe care îl conduc și, bineînțeles, în reacția lor după ultima partidă. E un avantaj sau un dezavantaj faptul că ei vin după o înfrângere cu 3-0? Nu pot să consider niciun avantaj, nici dezavantaj. Este a treia etapă. Cum am spus, ei sunt favoriți, dar vom vedea pe teren sau băieții vor simți și vor face ce trebuie să facă. Nu cred că este cazul să ne fie teamă. Avem respect pentru Ploiești, pentru, eu știu, suportul, fiindcă știu că vor fi al 12-lea jucător, îi vor susține, dar și din acest punct de vedere, echipa pe care o conduc, cred că a mai evoluat în fața unui stadion plin sau un stadion care este ostil și își încurajează echipa gazdă.